Mai întâi și întâi de toate aș dori să ne explicați nouă celor de aici și celor care ne urmăresc, care e povestea cu grânele astea din Ucraina și de ce sunt România așa de împotriva tranzitării României de către cerealele ucrainiene? Da, cea mai gravă problemă care au creat-o afluența de grâne, de cereale din Ucraina, este practic blocajul logisticii de care dispunem la nivel național, respectiv transportul pe auto, CFR plus depozitele. Deci la această dată tot ce se transportă din Ucraina au blocat, și aș da un exemplu clar în acest sens, noi avem contractate 5 trenuri de porum de livrat, datorită faptului că efectiv vagoanele sunt pe post de depozite pentru marfa ucraineană, toate sunt blocate și practic nici la această dată, comandă de 2 luni dat și nu am făcut livrările respective. Și perspectiva este tot de așteptare. Deci, cel mai mult în acest moment deranjează partea de logistică. Nu mai zic că cheltuielile de transport, dacă anul trecut transportam cu 53 de lei tona cereale în port de la Roman, acum tariful la CFR a ajuns 103 lei, deci dublu și ceva, iar la auto cam același lucru. Și asta datorită cerinței mari de transport dinspre Ucraina, având solicitări, clar că cei implicați au majorat, zic eu, artificial aceste tarife, care afectează foarte mult pe producătorii agricoli. Mai mult de atât, toate culturile înființate în toamnă au fost la niște cheltuieli foarte mari, respectiv îngrășăminte, de la 40 la 60 de milioane tona, motorina scumpă, toate inputurile. Ori la această dată, datorită acestei abundențe de marfă, prețurile au scăzut la mai puțin de cum era acum un an, chiar acum 2 ani, respectiv în jur de 200 de euro de tonă față de 300 și. Deci sunt... Dar am zis că guvernul va acoperi cumva, nu, banii și pierderile astea la agricultori. Guvernul deocamdată nu acoperă nimic. El a emis acum o ordonanță de guvern prin care producătorii agricoli care au rămas pe stoc la 1 februarie 2023 cu grâu, vorbim numai despre grâu, va fi alocată o despăgubire. Nimeni nu știe cât, funcție de ce cantități se vor aduna și respectiv cele 20 de milioane de euro vor fi împărțite la cantitatea respectivă. Dar vorbim de producția nouă, producție nouă care va avea la noi o cheltuială, deci un preț de cost mare, fiindcă așa s-a desfășurat activitatea la acel moment, iar în momentul valorificării, probabil grâu, dacă anul trecut a fost 1,6-1,65 lei pe kilogram, va fi sub 90 de bani, deci automat nu se vor acoperi prețurile de cost și clar că producătorii agricoli vor intra într-o problemă financiară gravă. Spuneți-mi, vă rog, ați luat legătura cumva cu parteneri de afaceri din alte țări, gen Bulgaria, Polonia, care au interzis atât tranzitul cât și comerțul cu cereale ucrainene pe teritoriul țărilor lor? Ați vorbit cu colegi, poate aveți prieteni, poate amici, poate parteneri de afaceri? Deci, noi cunoaștem cam ce s-a întâmplat în țările vecine, dacă inițial ei au sistat importurile și au interzis chiar și accesul cerealelor ucrainene pe teritoriul lor. Aș da exemplu Poloniei, care a venit imediat cu
o subvenție care se acordă pentru despăgubirea producătorilor agricoli, subvenție care variază între 40 și 70 de euro pe tonă, funcție de distanța până la port, în așa fel încât să acopere acele pierderi suferite de producători agricoli. Este un guvern care nu este nici pe departe a se asemăna cu cel de la noi, un guvern care ia măsuri foarte rapide, care previne niște probleme din acestea sociale și de securitate națională privind alimentația publică. Vom vedea, partea română tot așteaptă hotărârea de la Comunitatea Europeană. Oricum, cei de la Comunitatea Europeană au o viziune, zic eu, greșită în ceea ce privește această afluență de cereale din Ucraina. S-ar putea ca, cum deocamdată suntem și cu despăgubirile pe seceta de anul trecut, incerți, așa vom duce-o până în vară.